O tânără în vârstă de 20 de ani din satul Soci, comuna Miroslovești, se luptă de câțiva ani cu o boală cruntă. Mihaela a fost diagnosticată în 2019 cu aplazie medulară, o boală caracterizată printr-o rare fiere a măduvei osoase, care se traduce printr-o diminuare a numărului de globule roșii, de globule albe și de plachete. Coșmarul ei a început de la 16 ani, cu prima criză care semnala că ceva nu este în regulă. În 2017 am fost dusă de urgență la spitalul din Pașcani. Apoi am fost dusă cu elicopterul la Sfânta Maria. Acolo mi s-a făcut analiză, mi s-a pus sânge, perfuzii. După două săptămâni de zile am fost externată. Timp de 2 ani n-am avut absolut nimic, nu mi s-a făcut rău. În 2019 mi s-a făcut iarăși rău și am fost dusă la spital. Și acolo tot la fel. Mi s-a pus sânge, perfuzii, analize și merg lunar acum. Și ai primit un diagnostic. Ce diagnostic ai primit? Aplazie medulară. Apoi avea să afle că viața îi rezervă o luptă grea. Medicii de la Iași i-au dat acest diagnostic, iar lună de lună ajunge în spital pentru transfuzii de sânge. Corpul ei are nevoie de ajutor medical, iar Mihaela își petrece tinerețea între patul de spital și casă, deși este perioada în care orice tânără își caută un loc de muncă și un drum în viață. Ce înseamnă asta? Poți să ne explici din ce ți-au spus medice? Da, globulele roșii sunt foarte micuți și nu cresc cât ar trebui să crească. Și practic acest lucru te obligă pe tine lună de lună să... Merg la spital la transfuzie. Cât stai acolo? O săptămână, două, depinde de hemoglobina pe care o am când mă duc. În ultima perioadă, boala pare să se agraveze. Din acest motiv, tânăra, ajutată de cumnata sa, au cerut ajutor în străinătate. În comună, un băiețel a fost vindecat de doctorii din Turcia de o boală grea, iar Mihaela și încearcă norocul. A fost acceptată pentru un transplant de celule stem, intervenție care i-ar putea reda viața normală, dar cu un preț mult peste posibilitățile oricărui om de rând. Factura pro formă trimisă de unitatea medicală este de 68.000 de dolari. A spus medicii, te poți vindeca? Da, ultima șansă la viață pe care... mi s-a dat transplantul de celule stem. Și unde s-ar putea face acest transplant? În Turcia. Ai luat legătura cu cineva de acolo? Și... Da. Am vorbit și sunt aprobată la spital și trebuie să strâng niște bani mai ca să pot să merg acolo. Care ar fi costurile acestei intervenții? 68.000 de dolari. Te-ai descurcat? E o sumă foarte mare. Nu. Care sunt veniturile tale lunare? O pensie și o indemnizație. Și împreună cât? 2000 de lei. Ai încercat să, nu știu, să cauți sprijin, ajutor pe undeva? Da, am încercat. Dar de aproximativ 3 săptămâni ducem lupta asta cu strânsul de fonduri pentru... În rest, nu mai avem nevoie de altceva, da. Suma ați imensă. Deschis conturi? Da, avem deschise conturi. Sunt afișate și în postările pe care le avem. Avem deschise mai multe conturi. Ați primit ceva până acum? Da, au început să se adune pânuțile, avem de o săptămână, în jur de 15.000 de lei. Un început bun. Da. Promițător. Încă 15.000 și poate pleca. Are nevoie de o sumă pentru început. Da, suma inițială pentru a putea începe tratamentul practic și analizele de care are nevoie acolo ar fi de 6.800 de dolari. Pentru că nu o să putem aștepta până să strângem 68.000 de dolari. Foarte greu de pronunțat, dar pe de... Cu încredere în Dumnezeu și cu tărie, cele două tinere au pornit cursa pentru a strânge uriașa sumă. Au fost deschise mai multe conturi bancare, iar povestea Mihaelei ajunge publică, cu un mesaj puternic și emoționant. Vreau să mă fac bine, vreau o viață normală. Ce ți-ai dorit tu cel mai mult? Să pot să fac transplantul și... să pot să am o viață normală ca toți ceilalți.
Cei care vor să o ajute pot dona în conturile bancare afișate sau pot lua legătura cu ea la numărul de telefon 0759 068 331 Mihaela Bârgăoanu.